Dragi pensionari, suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Avem familie, rude, prieteni, cunoștințe pe care dorim să le protejăm. Mesajul este unul simplu. Suntem responsabili și stăm acasă. Bogăția cea mai de preț a omului este sănătatea. Vă îndemn să o prețuiți pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. Vârsta noastră ar trebui să fie o dovadă a înțelepciunii pe care am dobândit-o pe parcursul vieții, de aceea vă rog să dăm dovadă de înțelepciune și să stăm acasă. Vă încurajez să respectăm regulile de protecție, normele în vigoare și să petrecem timp de calitate în familie. Să auzim de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu liniște și pace, încredere și speranță tuturor. Cezar Telescu a postat mesajul și pe pagina personală de Facebook pentru ca acesta să ajungă la cât mai mulți pensionari.